Creativitatea și tradiția au fost din nou încurajate de echipa Muzeului Municipal Câmpul Lung, de data aceasta în cadrul secției de etnografie și artă populară, în colaborare cu Asociația Historia Renascita din Pitești și Serviciul pentru Copilul în Dificultate din Câmpul Lung. Participanții de la atelierele Mărțișor au fost ghidați pentru a-și exprima originalitatea în mai multe moduri, aducând astfel bucurie prin puritatea și unicitatea mărțișoarelor realizate cu migală și maestrie de copii, cu sprijinul cadrelor didactice. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai administrației locale, primarul Elena Lasconi și viceprimarul Nicolae Zaharia. Îmi plac lucrul ăsta, adică dacă aș fi avut timp, aș fi apucat să pictez și eu. Îl felicit pe Alex Oprea pentru activitatea pe care a făcut-o. Știu că și anul trecut a fost și mi-a plăcut foarte mult, dar parcă anul trecut a fost mai cald, nu era atât de frig. Și mă bucur că pot să-și ia mărțișoarele acasă. Am văzut o fetiță care m-a impresionat, a găsit doi cercei pe care voia să-i picteze și a zis că vrei să-i dai pentru mami și a zis că da și mă bucur că mami o să primească astăzi un mărțișor special, niște cercei pictați chiar de fetiță și da, e fain. Îmi plac toate lucrurile astea care sunt făcute manual pentru că au și o altă încărcătură emoțională. Una e să faci în serie niște lucruri și alta e să pui suflet, sudoare acolo, creația ta, e fain și îmi place că nu copiază, că au niște modele, dar nu le copiază ad literam, adică pun și din ei ceva și asta mi-a plăcut foarte mult. Bravo! Potrivit organizatorilor, istoria spune că dacii purtau la gât mărțișoarele confecționate din mici pietricele albe și roșii. Roșul simboliza sângele, soarele și viața, mai exact femeia, iar albul reprezenta claritatea apelor și înțelepciunea bărbatului. Șnurul împletit era simbol al armoniei dintre cei doi. În vremea dacilor, mărțișoarele fiind considerate amulete cu puteri de protecție solară, care aduceau frumusețe și fertilitate, fiind purtate când înfloreau copacii, pentru ca mai apoi să fie agățate de crengile acestora. Hai că ne fac o fire la asta. Ce-am putut, vezi? Așa, X-ul, da? Un dat așa. Acolo, mami. Acolo. Și acum iei frumușel și încerci să pui pe ea. Acolo unde e dublura firului, da? Și apoi va trebui să-i facem noduleț ca să nu fugă din cusătură.
te duci, uite așa, și vii peste fiecare diagonală care eu ți-am tras-o cu următoarea diagonală și împungi aici și aici. Și la următoarea la fel. Împungi aici și următorul. Vezi? Următorul aici. Ai văzut? Da. Și trag firul frumușel peste diagonala care deja am creat-o. Și am făcut cruciuliță. Mărțișorul este un simbol al noului anotimp, al unui început proaspăt, cu energie și optimism, indiferent de vremurile pe care le traversăm.